Și să faci pe vreau și la un episod de... În acest episod, acest loc a tot fi GTA 6 pe telefon. Deci să începem de la primul... De la prima impresie de acest loc, e un joc plin de reclame. Jocul ăsta vreți să descărcați voi și numește Grab Theft Auto 5. Grab, deci ați auzit bine. Nu știu de ce se numește așa titlul, dar... Doamne, ajută-l să vedem cum e jocul. Am încercat, am uitat la top jocul copiat de GTA 5 și l-am găsit pe ăsta și mi s-a părut amuzant. Cum arată caracterul Michael, deci și cu acest caracter jucăm. Din păcate nu putem să-l vedem decât spate putem. Și ceva de la, ok, suntem la prima misiune. De ce nu pot să dau, băi, cam stuns așa, nu știu. Caracterul și scris și acolo cea. Like up, get out the tree. Fist in fist. I don't like mission stated, ok. Avem aici un motor. Bun, apoi să ne teleportează de handbrake. Jocul ăsta are scanit for speed pe telefon. Deci ești nota ca... Wow, cum e zi motorul ăsta? Și că ăsta tot fie GTA și pe telefon. Wow, cât de repede merge motorul ăsta. Mama. Uitați, da, uitați-vă și voi cât de repede merge motorul ăsta. Și putem face ce vrem în jocul ăsta. Pentru cei care le plac jocurile Copenhol și aveți o tabletă mai slabă, vă recomand jocul. E și gratis, dar dacă puteți ignora reclamele, o să fie un joc destul de bun. Mamă, dar cum merge motorul ăsta? Avem și nitro, handbrake. Direct. Ne plimbăm pe aici. Am avut doi oameni. Nu vede poliția, avem locul viața. Avem 1000 de bănuți de dolari. Mamă, dar cum mergi, bă? Stu... Bă, ok, reclam fix în momentul ăsta. Păi n-ați că sunt reclami. Poți să dau asta? Nu, no, nu pot. Ce reclamă la Facebook, frate? Eu credeam că dacă am aplicația nu mai apar reclame, dar trebuie să facă ăstea parteneria cu Facebook. Ca să facă bani pe aplicație. Aș vrea să închid netul, doamna în chef. Iai, băgăm nitru. Stai, vreau să opresc, mamă, și zic că ăsta e copii. Rău de tot. Ce putem? Deci avem aici un medkit, ok? O dată ce meniu, adică apă mie ce joc e ăsta. Foarte mai bine arată GTA 1 decât jocul ăsta, zău. Și ăla să vede din ce. Merge destul de bine jocul. Vale de mine, s-a mers destul de bine. Unii ziceau că au lag, dar depinde acum, depinde de telefon. Mie mi-a părea că am 90 viață și acum am 100, cum? Poate motor, viața motor, ia ba, nu știu care fază. Probabil am luat medkitul ăla. Că un joc ăsta e singurul lucru care poți face să te plimbi cu ceva și atâta. Nu e că am pun un storyline, un story mod să... interesant, cu prima misiune. Nu, e da, asta, făcut la tău scăneală. Și motorul ăsta e prea rapid și încă o dată pot zic e prea rapid. Dacă vreți vreau să-ți fac și un top de top, de top jocul care copie GTA 5 pe Android. Deci, mamă, cum merge frate ăsta? Motorul ăsta e destul de rapid. O să fac cu voce și acel top. Și o să filmez cu tot de cod de cafe, n-am cum să filmez. O să filmez singurul videoclip editat ăla. Vă pot să dau și restart. Ok, deci nu știu ce pot face, văd că am dat bani pe medkit, de am 100% viață. Cam să aveam înainte, aveam 1000 de dolari, acum am 600. Bine, m-am dus în apă și reclam. Deci, cât am filmat 3 minute, parcă s-a lansat acel update cu PUBG, dar nu cred că nu stau cum să-l donalez, că durează mai mult. Bine, că dați reclame la postii. Faci și acum atunci pe Play Store. Că am pus-al pe ea. Ok, cam atât a fost video, acum o să aplicația după aia, că nu trebuie. Nu trebuie jocul ăsta. Cunosc doar cât timpul liber și să asemenea lucru. Mai bine la... Crime, nu știu cum, Miami Crimes. La e mai bun de 1000 de ori decât jocul ăsta. În primul camera, aia altfel, în a doua rând, să schide mai repede și în al treia rând nu sunt reclame așa multe. Chiar deloc. Și are și misiuni în jocul ăla, dacă vă vin să credeți. Și mai așa de jocul ăsta nu prea nu dau seama cel puțin. Nici nu poți, nici nu este o animație ceva sau
să cad după motor, nu e nimic, nu este ceva real în jocul ăsta. De asta de avion care am văzut-o și în, și în altă copii de GTA pe calculator, numai că e în rusă și are grafică destul de bună. Nu pot zic că e o copie, că nu chiar, dar e o copie destul de bună de la GTA asta, zic chiar dacă nu s-a lansat. Dar atunci nu mergea să filmez, dar acum merge să filmez programul. Nu știu ce a avut bani, ca dacă nu merge, că am făcut un video despre el. Am încercat și OBS-ul, că m-am, dar nu prea merge. Am vlog și ați văzut și voi cum filmează. Dar măcar ăla poți filmezi cât vrei și tu și nu mai apare acolo. Dar Bandicam e singurul care merge pe atâta și mai slabi. Mă, tot stă încă la zbor, zic că merge mai repede. Unde zicea că e tare ca zucat de la Sasean? Poate mă zicea că e virus, nu știu. Dacă e virus, mă anunță la Band B Defender și Stereo imediat, dar dacă nu mă anunță, înseamnă că e ok. Deci nu, vă stai aminte dacă zici, zic asta că e aplicația proastă, dar nici n-aveți telefon bun sau Bitdefender ca să vă spui că dacă e virus. Ok, o schimb aici că văd că am reclamă și da. Eu a fost Arsena Vax, ne-am zis data viitoare, pa, pa.